A fi sau a nu fi oprit de poliție? Am scăpat. Bine, de fapt suntem fix lângă echipaj de poliție. Nu se poate știu. Bună seara, la poliția rutieră la ge***a. Înțeleg dumneavoastră și-a luat mașinii mă rog. Substanțe interesate, ați consumat? Ați mai fost vreodată testat? Nu, e prima oară. Hei, Sumotre, ești bine, m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să ne distrăm puțin cu Mercedes-ul pentru că mi-a fost foarte dor de el în ultima perioadă. Însă cu siguranță a meritat așteptarea pentru că este o mașină complet nouă. M-am îndrăgostit de ea la prima vedere și pur și simplu nu pot să mai cobor din ea. Așa cum am spus, mă bucur foarte mult că vă place noua culoare și noul interior al mașinii. Însă stați pe aproape pentru că urmează să începem și modificările pe partea de performanță foarte curând. Însă o să vorbim mai multe despre asta mai târziu. Doamne, ce dor mi-a fost de asta. Și ei a fost dor. Auziți doar un pic. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce modificare ați vrea să mai vedeți pe Mercedes, pentru că așa cum am spus, în curând urmează să începem și modificările pe partea de performanță. În caz că vreți să vedeți un soft, un stage 2, un soft mai agresiv de Pops & Banks, în caz că astea nu sunt suficiente. Dacă vreți să vedeți flăcări, lăsați chiar acum un comentariu cu ideea voastră și promit să le citesc pe toate și să vă dau o inimioară tuturor. Și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și nu uitați să apăsați și pe clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez un vlog nou. Ca de fiecare dată, 5 dintre voi, cei care vă abonați chiar acum la canal, veți apărea în următorul meu vlog ca și abonații zilei. Abonații zilei de astăzi sunt Madalina, Angela, George, Iulian și Adelin. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care v-ați abonat la canal. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Dacă aveți plăcerea, mă puteți urmări și pe profilul de Instagram sau pe TikTok. Le găsiți aici pe ecran sau jos în descriere și... O să merg chiar acum să o iau pe iubita mea de acasă, pentru că am nevoie de ajutorul ei pentru a filma un cinematic cu mașina. Așa că o să încerc chiar acum să ajung acasă. O luăm pe Raluca și revenim după. În seara asta vreau să filmăm un cinematic foarte tare cu mașina pe autostradă, pentru că nu am avut ocazia să o filmăm în mers până acum, dar sunt sigur că arată foarte, foarte bine. Însă avem o mică problemă. Cosmin de la Custom Tuning mi-a dat interdicție timp de o săptămână și nu am avut voie să spăl deloc mașina, așa că vă dați seama cât de murdar este în acest moment. Mă rog, glumesc, vă dați seama că nu am avut voie să o spăl pentru că am aplicat tratamentul ceramic de la Crytex atât pe colant cât și pe toate geamurile mașinii și este recomandat să nu o speli deloc timp de minim 5-7 zile după aplicarea tratamentului, așa că am respectat întocmai indicațiile lui Cosmin, dar a trecut mai bine de o săptămână de când am ridicat mașina, așa că a venit în sfârșit momentul pentru prima spălare. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, they hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we could tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they could tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a fossil, they want me to fail. Look, we prevail, tell them to point out who said it. They run it, bitch, I'm on your tail. Know that they talking, they telling them tales. It's not hard to tell, that shit for the sale, yeah. Am revenit, acum mașina este mai curată ca niciodată. Între timp am mâncat și noi și chiar acum ne pregătim pentru filmarea de diseară, pentru că așa cum am spus, mai târziu urmează să filmăm un cinematic foarte tare cu mașina pe autostradă. Însă până atunci, haideți să o auzim puțin. Știți doar că se apropie Crăciunul și este luna cadourilor, așa că vreau să vă prezint foarte rapid o metodă prin care puteți câștiga niște bani în timp ce cumpărați cadouri pentru cei dragi. În caz că nu ați auzit de aplicația Tipli, ei bine, este o aplicație foarte tare ce vă poate ajuta să salvați bani atunci când faceți cumpărături online și pe lângă asta vă oferă și 30 de lei bonus la prima comandă. Ei colaborează cu peste 400 de magazine online, cum ar fi About You, Foodshop, Notino și multe altele, și îți oferă o parte din bani înapoi pentru comenzile plasate din aplicație. Este foarte simplu. Tot ce trebuie să faceți este să vă descărcați chiar acum
aplicația Tipli folosind primul link descriere, vă înregistrați, vă alegeți unul din magazinele voastre preferate și plasați comanda în mod obișnuit. În 48 de ore de la plasarea comenzii vei primi în aplicație o parte din suma pe care ai plătit-o în funcție de comisionul fiecărui comerciant și ulterior îți poți retrage banii din aplicație direct în contul tău bancar. Așa cum am spus, aplicația Tipli vă oferă și un bonus de 30 de lei în momentul în care folosiți aplicația pentru prima oară, așa că intrați chiar acum pe primul link descriere și profitați de ocazie. A fi sau a nu fi oprit de poliție. Ultima oară când am spus asta, efectiv a alergat după mine cu fluierul și m-a oprit, dar aparent de data asta am scăpat. Bine, de fapt suntem fix lângă echipaj de poliție. Mă aștept la orice, la cât de norocos sunt eu. Trebuie să avem foarte mare grijă să cedăm aici trecerea, că nu am vrea să rămânem fără permis, chiar acum de sărbători. Haide! Bun, așa cum am spus mai devreme, vreau să vorbim puțin despre următoarele modificări pe care urmează să le facem pe Mercedes, care vor fi pe partea de performanță, pentru că la ultimele clipuri pe care le-am postat am primit mai multe comentarii de la voi pentru noi modificări, însă cele mai întâlnite au fost pentru softul de putere, stage 1, stage 2, un soft mai agresiv pentru Pops & Bangs, flăcări și așa mai departe. Sincer, și eu mă gândeam să-i fac un soft de putere mașinii, pentru că ar cam avea nevoie. Este o mașină destul de grea, are cam 2 tone cu mine la volan și cu rezervorul plin, așa că nu i-ar strica puțină putere în plus. Cea mai mare problemă pe care o am în momentul de față este că vreau să-i fac soft mașinii, doar că nu știu unde. Așa că aștept părerea voastră jos în comentarii. Știu că dacă vreau să-i fac stage 2 ar trebui să-i schimb și intercooler, ar trebui să schimb mai multe chestii pe acolo, pentru că după cum știți, în momentul de față mașina are o evacuare cap-coadă full catless valvetronic de la Armitrix. Din câte am auzit, mașina ar trebui să scoată undeva la 400-430 de cai și 600 de Nm, având în vedere că acum mașina are undeva la 350 de cai plus minus. În concluzie, aștept părerea voastră jos în comentarii. În primul rând, unde îmi recomandați să-i fac soft mașinii și ce soft ați vrea să-i fac mașinii? Pops & Bangs mai agresive, Pops & Bangs de pe loc, flăcări și așa mai departe. Ca întotdeauna, promis să le citesc pe toate și să vă dau o inimioară tuturor. Și astea fiind spuse, revenim puțin mai târziu. Nu se poate așa. Moment în cap. Asta a fost și vlogul pe azi. Bună seara, la poliția a dut eu la între dumneavoastră și ale mașinii, vă rog. Sigur. Am făcut ceva greșit? Nu, au venit pentru control. Stați. Și ale mașinii, vă rog. Da. Stau să vă fac eu și o testare, vă rog. Sigur. Nu știu de ce am impresia că o să stau mai mult pe dreapta cu mașina asta, cu nouă colant. Sincer. Am așa o presimțire. De asta e așa că la noi e tilotis. Cine e pe el? Pă, nu se poate să vezi cât stau acum aici. Desface dumneavoastră, nu știu cum. Foarte subțire în aparat, suflați timp de 5 secunde fără să vă opriți, da? Suflă, 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 suflă. Da, testăm participanții la grafic, dar asta e tipul, da? Ok, ce trebuie să fac aici? Unde își fac, da? Fost sigilat, plimbați până se îmbibă fost la aceea cu salivă și se albăstrește capătul. Ok. Adică îl băgați în gură, da? Da. E clar acum cu noua culoare, pare și drogat. E prima oară când fac asta, nu știu exact ce ar trebui să fac, deci aparent. Am față de drogat astăzi. Nu știu ce naiba e asta, dar am zis că este să filmez un vlog, dar cred că nu mai filmez nimic. Deci aparent trebuie să molfăi ăsta până se face albastru. Hmm.
trebuie să bag saliva în el? Da, da, da. Când îmi dau seama, când e gata, trebuie să fie albastru? Dați-mi să vă arăt eu așa. Aici, nu, nu, nu. Aici trebuie să se albăstrească puzna aceea. Ok. Ah. Am băgat țepa de mult, nu știu dacă... Țepa de mai mult dată. Dacă de norocos sunt eu... Nu, nu mai zic nimic. Știți că eu cred foarte mult în legea atracției. V-am spus că cel mai probabil o să am foarte multe probleme cu poliția cu lantul ăsta nou, dar nici chiar așa. Deci e deja prima săptămână cu noua culoare și sincer vă spun, am presimțirea că o să stau mai mult cu ea tras pe dreapta decât pe stradă. Deci e prima oară când mă testează cineva pentru droguri. Am mai vrut un polițist înainte să mă testeze, dar probabil și-a dat seama că nu am față de drogat. Dar aparent acum cu noua culoare și cu o mașină verde, probabil crede că am și consumat ceva verde înainte. Dar nu știu, sincer, sunt speriat, îmi tremură mâinile efectiv. Pentru că la cât de norocos sunt eu, parcă bă, că ajung pe la INML sau nu știu, n-ai unde ne-am bani și cu rezultatele astea proaste. Ia stați că a scos o fișă de acolo. Asta e norocul meu. Sâmbătă seara, am zis să ies să filmez eu ceva cu mașina, dar aparent cred că mai bine stăteam acasă. Mă uitam pe Netflix. Văd că așteaptă să iasă acolo o foaie care nu mai iese. Nu știu, mă simt ca la examenul de bac când aștept rezultatul, nu știu. Nu știu ce naiba, e o unitate acolo. Am mai văzut testere genul pe YouTube, m-am uitat pentru că chiar am fost curios să văd cum se întâmplă lucrurile astea, dar nu am mai fost testat niciodată până acum, sincer, chiar mai frică, pentru că v-am spus, nu știu, eu îmi fac tot felul de filme, ca pe de obicei sunt mai paranoia, adică când știu că pot să pățesc ceva rău, de obicei se întâmplă să mă gândesc în partea aia de a păți ceva rău, chiar dacă știu 100% că nu am consumat nimic, adică pot să bag mâna în foc pentru asta, dar la cât de norocos sunt eu, nici nu știu ce naiba să mă aștept. Să dureze în jur de 5 minute, 7 minute, da? Ok, poate să apară și de la altceva, de la pastile sau... Nu știu, eu sunt mai norocos de fel, întreb. Depinde ce pastile. Da? Da. De obicei nu apare, dar acum... Și dacă sunt norocos, mergem la INML, nu? Dacă apare ceva acolo, da, mergem la INML. La INML se recoltează probe de sânge și urină și acolo se dovedește ce substanțe, dacă sunt din lista celor interzise sau nu. Aparatul ăla e cel mai mare dușman la meu în momentul de față, deci v-am spus, deși știu 100% sigur că nu am consumat nimic și știu, pot să bag mâna în foc acum să-mi dau o mână la schimb, dar nu știu, la câte norocos sunt eu, chiar nu știu ce urmează. Bun, deci aparent trebuie să așteptăm undeva la 5-7 minute până scanează aparatul acela drug test din portbagaj și saliva pe care am pus-o pe acea vată. Doamne, deci v-am spus la cât de norocos sunt eu, mai mult ca sigur ajung și pe la secție în seara asta. Nu am fost niciodată acolo, dar poate e un început pentru toate. Deci sincer, la ce noroc am eu cu situațiile astea de genul. Și acum efectiv stau și mă uit la aparatul ăla care decide efectiv unde ajung eu în seara asta. Adică, nu știu, e bine. Și când mă gândesc că acum 5 minute eram liniștit, fericit pe autostradă, filmam cu GoPro 360 și testam noua prindere pentru cameră, pentru că în momentul de față filmăm cu noua cameră Sony A7S3. Încerc să vorbesc și eu despre altceva, să mă mai detensionez puțin, pentru că efectiv mă uit la unitatea de drag test acolo din fața mea și văd mai negru în fața ochilor. Așa cum am spus, am vrut să filmez și eu un cinematic cu GoPro 360, să văd cum filmează noua cameră noaptea, pentru că este foarte, foarte bună în low light, dar aparent văd că filmăm într-un sens giratoriu, tragi pe dreapta. Nu mai zic nimic. E bine măcar că nu a zis nimic de culoare. De asta chiar e foarte, foarte bine. Sincer, voiam să-l întreb dacă m-a oprit în special pentru culoare, dar mi-era că după se uită și în talon și cine știe ce probleme mai am și cu aia. Am verificat numărul, e acolo. Deci prima mea reacție atunci când am văzut că mă trage pe dreapta a fost să pun mâna stânga aici să văd numărul. Dar cum nu era aici, mai mult ca sigur era pe mașină. Mă, dar sincer, chiar așa am față de drogat, adică ok, știu că am camera asta de miner pe cap, dar am ieșit și eu să filmez un vlog. Bine, am și mașina verde. Gata. Tot ok? Poftiți, da. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Doamne, știu că a fost totul bine și în mare cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut așa cum a ieșit. Nu prea a ieșit clipul așa cum așteptam eu. Voiam să ajungem până la Casa Vlăsia, să filmăm un cinematic frumos până acolo cu GoPro-ul 360 pe spate, dar aparent vlogul a luat o altă întorsătură.
și o să mă duc chiar acum acasă să mă culc și să reflectez asupra situației, să mă gândesc ce culoare punem pe mașină, o culoare mai discretă, să nu ne mai oprească poliția din zi în zi. Și astea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să bușiți butonul de like și să lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce modificări ați vrea să mai vedeți pe această mașină. De asemenea, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez un vlog nou. Și nu uitați că 5 dintre voi, cei care vă abonați chiar acum la canal, veți apărea în următorul meu clip ca și abonații zilei. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit acest clip până la final. Eu am fost Montreal, până data viitoare, v-am pupat. Pa!